văd și eu numai chat, gen. Pau, chat. Ata. Ai zic lui ăla, lui Lamin, de ce ne faci... Ne faci rău, bă, copii? Salut, salut, Raul. Mă, gata, mă, pe bani. Stai așa că bag altceva. Nu, bă, să nu te până ce că-ți dau bani. Cât e salariu? Salariul de ofițerist e... E 5K. Dacă vreți, intrați aici acum. Salut, salut, Rabu. Primiți la început 10K, vă zic eu. Cu respect, domnule Drake. Respect. Dar e 99, 50K așa pe săptămână. Gata, mă, uf. De ce a venit 3 unitate aici la fire? Dacă aveți ceva, de ce merg cu un market? O întrebare foarte grea. Ce spune? Pentru că e șeful la trafic. Pentru că, da, da, bine zis, pentru că sunt șeful la brigada rutieră. O, domnule QWERTY, uite... O patrulă așa frumoasă de seară, căutăm unul altul care trece pe roșu. Unul care nu poartă mască, dale. Altă întrebare, bine zis. De ce sunt așa incompetenți, corupți și abar n-au măcar puțin din codul penal și se cred așa de sus și aburează pe deasupra, mai sunteți și rasiști? Păi de ce să fim rasiști? Băi, dacă crezi că s-a greșit un ofițer, puțin va intra la forțe disponibile, adică... Adevărat. Sincer. Da, dacă ai fost sancționat într-un fel contravențional sau în orice alt tip, poți să reclame ofițerul în cauză. Faci o postă, scrii reclamația, întreb pe de ce m-ați subțit, cum vă cheamă, cum vă numiți, dă-mi insigna. Și mergeți la interofe și faceți o reclamație. Interofe non-stop. Iordana a spune. Așa. Ce mai avem aici? V-am închis botul la toți, gata, băgați robotul cu dacă ai fost... Nu, păi ideea e în felul următor, toți membrii din PD sunt într-un fel sau altul... adică încercăm, ce-i drept, membrii care sunt în echipa de comand, încearcă să-i învețe și să-i aducă la niște standarde cât mai ridicate pentru a nu se mai întâmpla chestii de genul să se numească Robocops PD-ul nostru. Acum contează foarte mult și restul playerilor care... Dacă spun ăștia care sunt pe server. Că suntem noi Robocop, să-mi spună și mie de unde vine termenul ăsta de Robocop. De unde a început asta? Da, prin ce înțelegi voi Robocop? Ce înseamnă asta? Nu mai stau afecă în stradă, nu mai stau. Hadul din dreapta e un mod pe ceva site. Nu e mod. Ba da, e ceva mod. Vezi că e din dreapta, nu e stinga. Dreapta? Ăla din stinga, da. Da. O să ți-l dau după live. Păi el a zis ăla din dreapta, ăla din dreapta e de pe server, zic. Nu, e de la mine băgat. Ăla din dreapta de sus mă refer. Ah. Nova, când ai voce de podcast, taci. Ce n-am voce? De podcast. Adică? N-ai voce de să faci podcast. Nu e mobile head, nu este mobile head. Deci că e purtător de cuvânt pe Gelo Santos. No. Cum să te zici ce înseamnă Robocop când ești Robocop, Novak? Ia zi Novak, cum e să întrebi? Cum e să fii Robocop? E bine, îmi place să fac troll. Îmi place să împuși cu oameni. Îmi place să mănânc? Îți bagă și pe aia. Ce-am place să mănânc? Puțină yoga de seară.
Secundă că încerc să rezolv chatbox-ul ăsta să funcționeze. Ceau, îmi place să mănânc burgeri aici. Mai punem o bene. Academia. Da, mai este deschisă Academia? Da. Da, e deschisă, puteți aplica. Am IVF, fiecare vehicul în parte are un mod de lumini pe el, mod diferit care, pe care doar tu îl vezi. Aveți idee? Vezi de un interviu? Interviul pot da direct aici pe YouTube. Îmi pui întrebările și eu îți răspund. Sau dacă nu știu eu, colegii mei purtători de cuvânt pot să vă răspundă la întrebări. Noi suntem reprezentanți pe YouTube. Da. Da, se primește începător care nu au habar de roleplay de PD, pentru că în Academie o să înveți roleplay de PD. Și nu o să înveți roleplay de Robocop. O să înveți roleplay de PD destul de bine. Vă salută managerul vostru. Și noi îl salutăm pe managerul nostru. Cine e? Cine e? După numele după YouTube, nu știu. O secundă că trebuie să rezolv chatbox-ul ăsta, bă, că nu mă place și o să trebuie să l modific imediat. Vezi că pe live nu ți intră chatbox-ul. Nu, dar măcar se vede? Scrisul nu scrie? Nu, scrie nimic. Da. Imediat îl rezolv. Două secunde, băieți, să văd și eu pe live chatbox-ul. Ia să vedem. AX. A, Exo. A, domnul Exo, să trăiți, să trăiți. Să română, pace din Franța. Da, măi, omul e francez, dar are acolo femei, bani. Are tot ce vrea, mai bine zis. Da. Așa, imediat, băieții, să rezolvăm problema asta și... Un... 20, 50, 60, 70. Ai în versiune mai... Dacă ai versiune mai decălere, pe că dacă aveți chemie, mi-apare. Mai răspunde și voi la întrebări, dacă sunt pe chat. Da, așa. Ce-ai zis, glumez, Novak? Și eu să nu te super, nu știu cine e plat. Master, e la mine. A. Când se întrebi ce înseamnă Robocop, când ești Robocop, n-o fac. Alu, zici că ești din filmele Matrix. Aolo. Păi de ce? Aolo. Ce părere aveți despre toți roboții din PD care nu fac nimic decât să aresteze sau că pursuit? Nu știu tărările, ce zici? Eu zic că ar trebui să fie sancționați. Toți membrii din PD care, adică sancționați, nu în sensul ăla să suspens pe fiecare în parte. Da, uite, bine zis! Ok. Bine zis și din partea lui... Părerea noastră despre camaradul Tudor. Este un băiat foarte de treabă. Un băiat inteligent. Ne provoacă cetățenii să facem pursuit cu ei. Nu știu ce să zic. Adică dacă stai să... Adică stai să te gândești, o leacă ca mine provoacă. Ei fac ilegalități. Tele, nu înțeleg la ce te referi, tatele integrale se votează. Dacă nu s-a răspuns, că nu s-a votat la ea. Eu am fost odată tovară și mei nu au votat pentru reintegrare. Am înțeles. Acum am răspunsul. Nu mai sta alt tab, domnule. Da, încerc să rezolv anumite probleme aici. Ai grijă să nu iei avertisment. Mă, dar nu vrea deloc să funcționeze asta. Mă, dar puneți chat-ul pe... la secundar și tai el. Da, de adevărat. Păi aia ce să fac acum?
unde e media? Window capture. A, și ne scuzați băieți pentru AFK, că momentan apăsat Alt F3 și nu scrie că am și spread. Nu o să apăs Da, Alt F3 imediat o pentru să că am le spread hack. scriu. Bă, vezi cât se vede e-mailul și alea. Ce se vede? Nu se vede nimic. Ba da, mă, s-a văzut. Nu se vede nimic. Nu se vede la mine nimic. Uelu! Erai să te duci. Ce scuze, erai să băieți. No, nu se vede nimic. Probleme tehnice. Probleme tehnice, băieți, ne cerem scuze pentru aceste mici probleme. S-a blocat. Nu s-a blocat. Se vede perfect. Ia uite, poate fac oamenii aia din stânga ta așa după aia. Altef1? Nu știu ce Altef1, nu o să apăs pentru că nu vreau să mi se strice GTA-ul. Ia pot să fiu zicul pe ala agresiv. Sper că merge patru. M-am mutat pe Takevi. Da, uite, vedeți? Asta ar face un robot. Ar țipa când vede patru oameni într-o mașină. Mai exact patru negri. Ce trebuie să facă să poți deveni? Trebuie să vorbești cu pedofilia care e la viitor. Ok, haideți băieți să facem și oprire în trafic, să vedem cum funcționează. Spike, care-i comanda aia ca să deschid ușa gen? Pe dors, dar e deschisă, eu văd deschisă. Nu și eu văd închis. Mă, dor? Vech dors. Ah, vech dors. Ai prins pe băiat. Da, de exemplu, o să este un traffic stop. Donatorii tăi cam au probleme cu condusul. Și donatorii tăi cam dispar. Dacă un detectiv intră într-un shootout și doi oameni mor în același timp, apoi urmând ca el să urmărească suspectul fără ca măcar să cheme ajutor pentru civil, ce părere ai? A luat timeout. Ce părere am dacă el face porții fără să cheme? Este vina... Da, el se referă la acțiunea de aseară. Da, este vina mare parte a detectivului pentru că nu cheamă ajutor. Ajutoare. Ar trebui să cheme ajutoare pentru că este detectiv și nu are voie să fie implicat într-o urmărire. Bigby, ce m-ai întrebat Bigby? Că mă uit imediat, vedem de toate parcă faceți polis drama, băieți. Mai pune o dată întrebarea, nu știu, n-am văzut-o. Ah, uite pe Porto. Unde? ID 15. Nu, 45, pardon. Ăla e donator, nu e Porto. Porto ba e da. Fos. Porto e fos. Era cu 6. O că a aplicat ID 15. Bună seara, domnule Valele. Bă, de ce pleacă asta, bă? Bună seara, domnule Valele. Cum e viața în PD? Viața în PD este una foarte, foarte cu pateu și cu pești. Avem un salariu foarte bun dat de către guvernatorii noștri. Mă, vezi că ne-a fugit, mă, asta. Ne-a fugit asta. User left your channel. Urmările pe o femeie în costum la Studio Center, necesităm aid și asistență pe acolo. Da, deci avem o urmărire. Haideți să facem un fel următor, 730. Continuăm vest. Tonest, Market Station.
Dați-i horror report, că face zigzag. Ok, continuați upgrade-ul pe vehicul. Merge tot în est, Normand, spre Gășerie. Oricum, Sudacom, spre Gășerie. Credeți că continuăm update-ul? Suntem în fața Gășerie. S-a aruncat okay. În cap. S-a aruncat pe clădire. Aruncat de pe clădire la Dona Chat. Să înțeleg că s-a aruncat în cap, în fața la Dona Shop. Da, s-a sinucis. Ok. Afară de sergent, mai avem alt... Da, bă, cred că putem elibera, e static. Da. Sunt 90 de player pe server. Scena este în regulă, așa e scena. Ca să poți să te integrezi în cadrul Los Santos Police Department. Ai văzut că nu-ți merge scena bine, dragă Intermission. Ah, da, Intermission nu merge, nu știu, nu-mi detectează, din păcate, nu-mi detectează chat-ul după live de pe NRP. Nu știu exact de ce. Și, din păcate, nu o să funcționeze pe live-ul de astăzi. Ce părere am de cătunul Morin? O părere foarte bună. O părere foarte bună. Este un oraș foarte interesant. Cătunul Morin, asta e orașul care e... Da. Ok, hai să dăm și niște ordine la scenă după o urmărire în care suspectul s-a aruncat în cap. O să dăm și niște ordine să facem scena cum trebuie. Da, așa să-i dau poze. La om. Cu ce? Asta că s-a sinucis cel. A, păi am și eu dacă vrea cu un slash mi se arunca în cap. Nu, că îi dau acum. Dă-i și tu dacă tot. Nu, n-am acces la sniper din păcate. Dar o să fac rost de acces și o să omor toți oamenii. O să jucăm, o să tragem după căprioare, după lucruri de genul. Dar se știu sau? Ce-a făcut? A dispărut. Bă, dar nimeni nu s-ar uita. Mai sus, Edi. Uite mai sus, mă. Pe unul la tine. Că se deschide aplicațiile la LSSD. A, ce faci, mă, acolo? Nu știu. Acest lucru trebuie să-l întreb pe alt membru. LSSD nu mai există. O pungă de Tadim și o sticlă de Pepsi numai bună pentru vizionare. Vizionare, da. Chiar că. Arunge și puțin popcorn. Academia în LSPD este deschisă. Da, Cortez. Pe altă membru. Da. Bă, da, să știi că chiar avem popcorn și avem popcorn chiar bun. La cătunul Moreni. Spre surprinderea mea, chiar e. A,
Ai cam în spate stream-ul. Ai pus tu delay? Da, 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 am pus-o puțin, să nu-ți facă nici chiar metagaming pe noi, știi ce zic? Adică, na, să nu avem... Bine că ai spus out of character, ce am spus out of... Au cu coș și zice acolo sau cu coș. Cu coș, da, cu coș și mă. Nu știi cum se vede că părți personal aici de sus. Ok, a fugit om. Nu mai spune de astea, delay, e bine bro să nu facă stream snipe, păi vezi? Nu, nu sunt Pafnuti. Pafnuti cred că doarme acum. Ok. Oh my god, iară nu. Răspunde mă. Nu, nu e prost, dragon. Cine zic că e prost? Noroc, domnule Franca, de vă. Mai vine FD-ul ăsta sau? Ah, e mai... Da. Goodman, unde ești Goodman? De ce faceți rope cu diacritice? Mereu m-am întrebat. Păi, eu nu fac rope cu diacritice. Tastatura mea are diacritice și normal că le folosesc din moment ce am... Da, chestia e că dacă în sump... Ține pentru estetică, nu știu. Pentru mine îmi place să văd așa, că văd ăul ăla. În sump merge ă și ă merge să le scrii de mână. Pe GTA 5 merge... Diacritice. Da, pe GTA 5 mi se pare că merge cu orice diacritic. Merge și cu U, din I și cu toate. Goodman al meu e AFK aici. Îți foarte mulțumesc. Alo? Domnule? Ești bă, tu cu tot dracu, ești nebun. Ok, avem o problemă. Ce anume? Băiatul nostru Goodman este afecat și pompierii nu vin. Și o, omul meu Carter îmi blochează toată strada. Dar nu mai zic nimic, asta așa. M-am dat pe asta. Se știe FD-ul la roleplay? Se știe să anunțe pe stația radio? Hai că se știe. I-am chemat cu Leder, îmi vin cu engine, nu? Aș face să fie tot ecranul, numai că... Nu, n-am cum să fac momentul ăsta. Nu am scena să fac pe tot ecranul. Pentru că aveam de gând să pun și chat-ul, dar o să rezolv chestia cu chat-ul în viitor. Momentan nu prea pot să rezolv acum.
Mă, da. Parcă e o scară pe aici, pe undeva, să urci acolo. Ah, da, îți poți da așa, spacol. Nu știu. Nu e, nu e pe clădirea asta, nu e. Aș muta-o, dar nu știu cum să zic, e un fel de border și e invizibilă chestia din spatele ecranului unde e GTA-ul. Fac o Adică scenă, mă. e, nu știu, e făcută în Photoshop toată chestia asta. Eu stai o leacă așa. Adică eu dacă o modific, de să modific și să pun GTA-ul peste și o să-mi fie mai greu. Oh. Mi-a blocat fix locația unde ai înăbus sau doar e mod de lumini? Cum se cheamă? Este doar mod de lumini, IVF, Improved Vehicle Features. Features. Și ai doar niște lumini pe care le vezi doar tu. Ceilalți nu le văd. A, 90 de player e bine, frate, la ora asta. Ne apropiem și noi de 100 de player. O dau 100 de cu player, diferite ca la 96 de toți. player. Vezi că ai luat timeout. Dacă Eu? sunt 100 de Am... player, Ah, dau că 10 ca la fiecare. arată folderul Cleo pe live. Îl pot arăta dacă vrei. Ți-l arăt după ce termin scena, ca să nu mă pun afeca. Da, IVF, nu vreau să-mi fac eu reclamă la canalul meu. Da, găsești acolo niște moduri și cu mașini. Eu mai aștept să spui sirena aia. Când apasă H și se aprinde Salutul pe terminalul Buhaev din pilot partea mea remote. și spune că e un prost, apreciez, mersi. Hei, hei, Dacă voi. atinge voi pe voi de voi clădire. Sir. Mi central, mi central. Cine fost ăla, mă? Da. Ce știți, mă, mesajele, Dragon? Nu, dragul, a terminat. Îl a șters. A? Dragon l-a șters. Nu, dragul, A? a șters. Și nu e terminată persoana care a șters mesajele. Domnule camaradule. Este o persoană chiar foarte importantă pe care ne-ar trebui să o înjurăm. No, Eu nu, recent. nu mi se încarcă. Acum mi se încarcă. Stați băieți cum o să fie pe Bă, nu mai bine să ardu de acolo și pe aia plecând de aici, zic și eu. Ba da, mă rog. Da, mă, ce fac ăștia, mă, băi, sunt... Unde-te? Sunt 6 medici online. Ah. 9:29 este ceasul către fenice. Ia stați 2 secunde, băieți. Îmi cer scuze pentru această mentenanță. Va trebui să pun pe mut pentru că am despus ceva osi. A, uite frate că vin. A, uite-i. Direcția de investigare a infracțiunilor, te salutăm și noi.
Asta e ăla cum îl cheamă. Vixen? Asta, nu, e Hank. Bren. Asta? ID Deci nu folosește server ISDEP și dă către toate canalele departamentale făcute degeaba comanda. Păi nu toți sunt deja obișnuiți cu acea comandă și e posibil să nu o folosească toți. Ce comandă? SDEP. Ah, da, e aiurea, cam aiurea. Ce e aiurea? Comanda asta SDEP, e aiurea rău. E chiar în regulă comanda. Mamă, câte scări face asta? Una a pus doar. A pus. E una mai lungă de atât, mi se pare. Dar n-a pus-o dreaptă cum ar trebui. Voi și eu. Eu nu văd aici, spre exemplu. Da, nici eu nu văd, eu am văzut o spartă. De ok. Mamă, cum a dus. Ceva neregulă la mijloc. O secundă să rezolv ceva. Am 35 din 5 la ultima centrală. Se zice test centrală. Moment așa zice 5 din 5 la ultima centrală. Așa, arată un semn de pozitiv. Bun. Și ce mai ziceți, băieți? Cum mai sunteți? A, bine, sănătos. Nu voi, mă. A. Băieții de pe live, mă refer. A, credeam că nu-ți pasă. Că nu-mi pasă de tine. A. Și tu nu semni nimic pentru acest departament. Ce rău ești. Tu nu semni nimic pentru acest departament. Trebuie să-ți mai spun de multe ori. Chiar că se aude pe stație. Ce se aude pe stație? Revenim. Avem aproape 100 de player pe server. Vă dau câte 100 de gata dacă intră pe server, vă zic eu. Da, mă, te-a scos în sfârșit. Bun, haideți să anunțăm toată lumea că ne strângem toți și că suntem liberi să plecăm.
Hai că eu trebuie să merg, cam treabă. Gata, pleci? Da. Ok. Lasă-mă la... Avem o problemă. La metro. Cineva că am lăsat niște blocaje pe mijlocul străzii. Da, Rod, dă-le tu Rod Dog Destroy, că poți să vedem. Mută scara. Mută scara. Da, așa. Ah, ok, au dispărut. Salut, Xenox, Xen... Xenonx. A, scuze, stai. N-a nimic, lasă-mă face. Mersi. Bine, frate. Salut. Cine mai este pe live și are întrebări să ne adreseze despre LSPD, orice întrebare este bine primită. Hai pe... Hai pe 27... dacă aveți sugestii pentru LSPD, cu anumite probleme de rezolvat, le putem încerca să le rezolvăm și pe live, să vedem dacă avem o rezolvare. Hai pe canalul meu. Da, așa imediat intru. Tocmai ce am văzut o ambulanță pe contrasens. Da. Ce părere am de jucătorii SAMP? Că nu respectă nicio lege. De să conduci tu pe partea dreaptă și conduc pe stânga toți. Se cred în Anglia, nu știu unde se cred. Să vă picioare de rău. Îi văd pe toți cum merg. Bine, uite, până și Kill zice că sunt Robocops băieții noștri. Noi încercăm să-i facem să nu mai fie Robocops și... Se mai întâmplă. Se mai întâmplă, ai. Hai pe canalul meu. Adică pe orice comunitate de SAMP, nu neapărat de SAMP, de orice comunitate de roleplay, o să vezi membrii în LSPD, LSSD și ce mai sunt. Deci are ăsta moderator, pentru că este un băiat foarte, foarte bun. Hai mă, treci. Dar cu spatele acum. O, schimbă bășina, te rog eu frumos, te implor. În acest live n-am cum să schimbi scena. Dar uite, îți promit, dacă o să mai fiu chemat vreodată să fac live-uri pe YouTube, aici, dacă nu o să fac pe canalul meu, așa că da, o să, cum se zice, o să fac scena mai mare. Pentru tine o să fac scena mai mare și o să rezolv. Să vedem dacă mai avem ceva activitate, pentru că sunt 97 de playeri. Aș putea intra și după contul de Fire Department să facem și puțin role de Fire. Bine zis, cum e un băiat bun dacă a luat bani pentru cheats. O secundă că punem avariile. Unde e asta? Aici. Alo? Alo? Bună ziua. Mi se rezolvă neapărat cu chat-ul ăsta. Sau cum fac? Că la mine merge chat-ul. Ce vrei să rezolvi? Chat-ul ăsta, că nu știu ce nu vrea să funcționeze. Ah. Eu când am încercat la mine a funcționat de fiecare dată și n-a mai funcționat. Ai. Uite câți oameni din LSFD. Foarte multă activitate din partea lor. Record mondial. No, nu e record, am fost mai devreme 11, că am avut ședință. Acum sunt 4. Bine zis, cum zice Kill, că citesc pe tema live-ului. Și haide să primim niște întrebări pentru Robocops. Așa cum suntem noi, să primim niște întrebări. Să... Da, Q&A cu Robocops, cum este și titlul live-ului. Da. Îți mulțumesc. Nu, am luat o scenă după net și am modificat-o încât să fie puțin și pe tema și la roleplay cu albastru. Și am adăugat eu toate necesarele. Era pregătit pentru aceea.
Cât de prost este Lami? Altă întrebare. Altă întrebare. Da, de level viitor, dacă mă mai lasă băieții, o să rezolv și cu chat-ul, să funcționeze acolo chat-ul frumos, elegant. Îl pun pe Vălele să-și deschidă un cont de type stream, să-și pună cardul, să-i donați direct lui pe card. O, așa, un change name pe live, frumos, elegant. Dacă aveți nevoie de un change name, donați direct după live și vă ajută băiatul. Te salută, Dragon. Novak. Ah, salut, Dragon. Camardule, nu mai spama te rog frumos cu cât de prost e la mic, o să-ți iei timeout și nu... Nu ne dorim acest lucru. Pentru că ești o persoană foarte de... foarte de... Hai să vedem cu cine interacționăm și noi pe acest server, pentru că desigur interacționăm cu un player, nu? Suntem pe serverul roleplay. Adevărat. Adevărat? Ai zis mai devreme American Officer, dar într-un mod mai nediplomatic. De acord. No. No, de ce faci asta? De ce faci asta? Te pui a feca în timp ce dai cu spatele. De ce ai face asta? Mulțumesc, domnule moderator, pentru... pentru timeout-ul dat. Poți să-mi spui și mie, te rog, cam de cât timp suntem live? De 42 de minute. 42, ok. Mai țin așa, vreo 20 de minute, dacă mai aveți întrebări pentru LSPD, dacă vreți să pun ceva muzică, orice, dedicații, ceva, pot să pun orice muzică doriți, melodie. O să încerc să fac și o puțină reclamă, să mai văd dacă mai aduc pe cineva pe live pentru întrebări, pentru chestii. Dacă mai e cineva pe live care încă nu a înțeles exact, academia este încă deschisă, puteți aplica pentru LSPD. Puteți să fiți și voi niște robocops adevărați, dacă doriți. Vă învățăm noi. Da, vă învățăm noi, adică na, nu este o problemă, nu e foarte greu să învățați să fiți robocops. Ce doream să fac? Gata, mi-am. Știu ce doream să fac. O să bag și o melodie ceva aici. Să nu stăm pe urechea goală. Adevărat. Să-mi spui dacă se aude tare sau dacă se aude încet. Am aici de pus ceva de gof. Asta. M-am pus-o de partea administrativă dacă e. Ești tester? Nu, la aici la red, la PD. Așa. Cum mă cheamă pe joc? Mă cheamă Declan Hatfield, Sergeant 2, în Traffic Division. Exact de bine. Okay. Poftim? Melodia, se aude bine. Ok, să nu se audă nici prea tare, nici prea încet. L-am găsit până leșinat. Ia să oprim aici. Își iau timeout oamenii la Pizza Steak. Vălele? Ești pe live? Vălele? 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 Și au luat 4 oameni timeout. De la mine, poate. L-a luat Dumnezeu. Tu... Le-a dat la mulți, cred. Adică 4. La Pizza Steak acolo. Ia, noi avem ceva bonus pe cont. 14.000, dacă vreți băieți, facem și niște donații. Eu am 57 de K și mână 34. Am și mai mult pe Fire Department, nu prea am avut. De când e albastru ăsta la 911? Nu știu, la schimba vară. Știam că e un albastru mai deschis. Da, nașpa asta. Nu e nașpa, e decent. Observ mai bine dacă sună cineva la 911. Nu știu, dacă aveți vreo idee ce am putea face? Facem provocări nebune.
ies din tură și facem provocări nebune, îmi dați provocări. Să stau pe trecerea de pietoni, jumătate de oră, nu știu, orice vreți. Da, m-am gândit, bă, cum ar fi să facă cineva ceva în genul? Să facă niște clipuri pe YouTube, pe un server roleplay, să ceară provocări, să facă provocări, nu știu, pe bani sau chestii. Cum ar fi? Adică, a avut cineva inițiativă pe alt server de roleplay? O, oh, te pupăm, Boro, te pupăm, bine ai venit pe live. Nu instigă la troll. Această melodie instigă la a face jobul, instigă la a face bani pentru a avea un trai decent în acest oraș Los Santos. Te rog frumos, este o diferență. Plus 1. Îți recomand să joci cu Mitriță, Alexandru Mitriță. Dacă vrei să joci FIFA. E mai bun așa. A nostru, na. Ne avem și noi un gang, ceva pe server, nu... Nimic shot fire, nimic... Da, nimic, e liniște seara, 100 de playeri. Da. Ne dai copyright. Ne dai copyright dacă... Ne uităm. Și băgăm. Ia să vedem ce putem băga de la tine, dacă avem ceva. Să vedem ce avem aici. Mă bate mama și vine și țigana și mă ia. Și mă ia și mă fură țigani. Ca să și mă fură și mă fură bani. Nu știu cum să zic, lasă-mi bani. Nu, hai să băgăm, uite cum zice și Voro, băgăm ceva pentru toată lumea. Ce recomandați pentru toată lumea? Melodia de pe fundal este de pe controlul celulită drog, minuscul. O melodie foarte frumoasă, bine zis. Deci dacă aveți vreo recomandare cu ceva melodie, o putem băga, nu știu, îngresc. Încă nu e gata MDC-ul, probabil luna viitoare. MDC pe NRP, da, avem MDC. Asta da. Este MDC-ul pe care l-avem momentan. Funcționează câteva butoane, dar îndeajuns de mult încât să ne descurcăm să folosim ce avem nevoie. Nu băgăm melodii la troll, băieții. Băgăm ceva frumos așa pentru toată lumea, cum a zis și Boro. Știu. Și una, o melodie de la... De la unii. What? What? Ok, s-a teleportat o mașină lângă mine, e ok. Ei, avem probleme pe live? Mi se pare că mi arată că avem probleme. Vezi că îți bag o melodie aici, pe TSP. Nu băga. Ce-am place să mă aici? Ha. Da, întâmplă paranormal pe live. Da, să știți, e... Fiți atenți ce facem. Pentru că suntem băieți de băieți. Da. O să ne punem cu radarul. E așa, frate, de vreme. Da. Stăm cu radarul și
ne asigurăm că toată lumea trece cum trebuie. Ia să vedem să rezolvăm aici, că văd că îmi dă o eroare ceva și nu-mi place. Deci viteză a avut ăla ambulanță. No, no, n-ai voie, n-avem. N-avem întâmplare para, panarom, pa, para. Da. Ah, ce rău mi-a să trag pizza asta, că am fost zis să apă, David, David. Chiar că ce să tragi tu? Aaaa. Uaaa. Dă-te, băi, dă-te, dă-te, că nu după tine mă duc, dă-te, că nu după tine mă duc. Dă-te. Așa. O, salut. O, a venit domnul Lămâie, bună ziua, domnule Lămâie, bună seara, pardon. A, tu stâlpul. N-avem player? Am, bine. Mască. Avem așa, 27, Tom 30, Cod 6 pe 1, Yosemite roșu, Index 90, HP UVV, un ocupant, nu necesit asistență și punem aici că suntem în partea vestică. Cum se numeam asta de aici? Cum se numeam asta de aici? Că nu-mi vine acum. Cu turneul, cu astea, tu... Da, așa, stadion. Bă, ce mi-a lăsat, mă, ușa deschisă? E prost caracterul meu. De sărbătoare nimeni nu se ceartă. Fă și tu ca doamne, doamne și de data asta. Iartă pentru cei care nu știe, prietenia e o artă. După ce îl bagi în casă, omul nu mai e străin. Stă la masă și mănâncă, face glume și bea vin. Dă-i de toate la prieteni să se sature de plin. Că de azi îl tot te arde, dar te arde mai puțin. Prieteniile se leagă dintr-o dată, mă înțelegi? Poate să țină doar o clipă, poate să țină ani întregi. Bă, da-i Macanac, e prietenicica. Nu știu, cea random pus YouTube. Clipă sau să țină ani întregi. Cel mai bun prieten al câinelui e omul. Cel mai bun prieten al planetei este pomul. Dintre toți prietenii mei sunt cei mai tari. Doi, trei sunt pe bune, restul sunt imaginari. Dintre toți prietenii mei sunt cei mai tari. Doi, trei sunt pe bune, restul sunt imaginari. Cel mai bun prieten al câinelui e omul. Cel mai bun prieten al planetei este pomul. Cel mai bun exemplu de prietenie. Da, o să pun melodia imediat. Două secunde, să nu o pun afecant în timp ce... Imediat după ce plec de aici, de lângă vehicul, ca să nu stau afe ca lângă el. Când e vorba de bărbați, unul alt cu ochi albaștri și să fie acrobați. Hotărâte amândouă că doar ele stea alesul. Uită-l de prietenie și-și văd interesul. Țineți-vă bine că să vezi s-a spart abcesul. Că n-are decât două locuri Mercedes-ul. Auziți ce spune domnișoara din brațele lui? Dă-mi, doamne, câțiva dușman că prieteneam destui. Între toți prietenii mei sunt cei mai tari. Doi, trei sunt pe bune, restul sunt imaginari. Cel mai bun prieten al câinelui e omul. Cel mai bun prieten al planetei este pomul. Cel mai bun prieten al câinelui e omul. Cel mai bun prieten al planetei este pomul. Dintre toți prietenii mei sunt cei mai tari. Doi, trei sunt pe bune, restul sunt imaginari. Toți avem sau am avut un prieten care ne pune răbdarea mereu la încercare. Nu vorbesc de aia care tot timpul cer bani, după care nu-i mai vezi 11.000 de ani. Nici de prietenia dintre un băiat și o fată. Prietenie care nu
n-o să meargă niciodată. Deoarece și pentru că implică sentimente și mai devreme, mai târziu se întâmplă accidente. Eu am multe cunoștințe și tot felul de amici și vorba aia recunoaștem de când eram mici. Și ați trecut prin multe împreună, știu ce zici. Acum am doar un prieten, dar nici ăla nu-i pe aici. Prietenia pentru mine nu-i decât un ideal, ca un meci de fotbal cu rezerve amicale. Prea puțin sunt oamenii care știu să simtă, să pierdă încredere și să nu te mintă. Cel mai bun prieten al câinelui sunt imaginari, cel mai bun prieten al planetei, cei mai tari. Cel mai bun al lui prieten, e al lui prieten, care cei mai tari, este cei mai mari. Cei mai câinelui este foarte pom, al planetelui câine nu e om. Câinelui al planetei imaginar, e prietenii mei cel mai tari. Al prie câine pom al planetei, câine al cei mai tari, cel mai imaginar. Bun, ne să dăm ce aici dacă avem ceva. Are permis de conducere, Europa 28 de ani, Doan Michel. Totul în regulă, astea și pe cursa de matriculare. Arată plăcuță, 90 HPUVV. 90 HPUVV. Mamă, că sunt într-o mașină, mâncat aș... Verde întunecat, dar e o vă roșie, dar e ok. Mamă, că sunt într-o mașină. Asta ți-am zis. Acum i-am depistat. Mă, dar tu faci... Tu faci metagaming cumva, vin mai la mine aici unde sunt eu. A, nu, Doamne Michel, ok. Se pare. Mă, dar asta nici se asigură. A, mă, dar asta se asigură. Să asigură dacă faci shotfire, pentru asta am venit aici. Makanake. Ce să fac, făceam un vers ca să fiu cum pas în față, știi că eu le fac de mers. Rimă după rimă, inspirat. Da, Cedric, că dacă toate să vorbim de ieșit afară, tu încă plângi că ai luat bani pe Sam, Cedric cu Spike și Novak, că... Nici nu mai stau pe tânduri, pentru că iubesc graffiti, cum o iubea Egiptul mai demult pe Nefertiti. Și Spike nu mai e, și Novak nu o să mai fie în câteva momente. Alo? Să fac bindurile, mă. Ok. Și uitați și voi pe live, dați un like. Dați un like frumos. Mai dau și niște share-uri. Mai dau și voi niște share-uri. Da. Ok, se dă în trafic momentan. Trafic stop. O să dau amendă cuiva. Eu zice, spui frate, zici că faci vlog. Astăzi clan o să dăm o amendă. După cum puteți da, dați un like înainte să dăm amendă și apoi băgăm reclamă. Hai, vă l-am venit pe da. Dacă intru într-un tură și merg prin gente, îți dau spune unul, hai, vă l-am venit pe da, mă cap până de rău. Nu puteți fi grafer dacă n-aveți nouă vieți. Talent cu carul și suflete de poet. Să poată să curgă vopsea pe-n vene. Nici mai mult, nici mai puțin de 22. 95 de persoane, sper. Pe live? A, pe live. Nu știu, pe live cât sunt. Nu știu, habar n-am. Writerii din toată lumea sunt ca o familie. Și nu fac treabă de cacao, fac de vanilie. Au stilul lor de viață și de exprimare. Unde respect e mai presus decât orice soare. Pune mâna cu niciun nume dacă ești valabil. Cu două tuburi de vopsea și niște lavabe. Și dai drumul la treabă, scopul nu e decât unul. Unde trec? Și tac 3 o trebuie? Nu, neapărat că nu. Rar se întâmplă să avem și... Tac 3? E totul posibil. Cum facem ăla, mă, să mă aud Wishpar-ul? Noi ce? La... Dus, la Ocean, și acolo Wishpar-ul. Nu, la Hotkey, nu? Nu trebuie să pun Hotkey, cum ar rămâne.
puteam fi la Whisper, Whisperlist și acolo. Păi și Whisperlist, și cum e aici, zi-mi. Cantem, dai New, de Whisper, faci New. A, da, New. Cantem, te duci acolo la... Valeți un buton. Da, mă, da, zi-mi, zi-mi la Whisper to Group. Așa. Group Whisper Type Channel Commander. Channel Commander și altceva. Group Whisper Target All Channel. Acum. Da, să verific astea. Mamă, Cedric, când ai când povestit acolo la început, mă simțeam zis că erai căsător de cuvânt, Amorio. E pește Dâmbovița. E pește Dâmbovița. Da. Mă, l-au verificat pitbull de nu se mai întorc. Bun, i-am dat o amendă cuiva. Cum făceau aia de la IPJ? În această seară am avut o oprire în trafic pe un autovehicul de tip Yosemite de culoare roșie în urma unui incident de neacordare de prioritate în interstiția de la Idolut cu Pizza Steak. În urma neacordării de prioritate avem o situație în care suspectul în cauza a oprit pe dreapta. A primit o contravenție pentru neacordare de prioritate și atât. Zi-mă, cum trai? Intură, tu cum raportai că nu mai țin minte să-mi bag ăla. Nu-și mai învăț podurile. Să li să măi, bă. Mă, da, mă, locor. Pează vestă. Și pează armă. Ah, ce-și pe asta. Da, da, nu, zic că după trafic s-o pul ăsta. Stai așa că nu-mi place melodia asta. Nu. Un titlu foarte inspirat, Q&A cu Robocop. Cum faci mă să-ți mai treacă pulanul prin corp? Weapons, slash weapon, space hide. Cum era asta? Cred că e melodia. Ok, hai să dăm și noi un share. Da, unde aș putea da share? Nu merge, mă. Ce nu merge? Bă, tu mi-arat, nu merge să asta. Weapon High Night Stick. Nu mă dau cu ID3, e ID3 arma. Cum și tunda, îmi spamează într-una. Nu știu sigur. Weapon hide. Weapon hide, space. Nu e ghtu stick. Stui cu capa. Legat. Mi se pare că era. Nici eu, mă. La fel unde mă pula. Dau weapon space side, night stick. La fel unde. Nu știu sigur cum se scrie. Nu, hai băi mai mult la stick-ul, da. Night stick. Încearcă să scrii doar stick. La fel unde, mă, dă armă, night stick, muniție 1, armă de sărdigă, muniție 46, armă spray can, muniție 800. Ce drag, mă duc, zici că-s Isus Hristos cu ăsta în mine. Ce idee am eu pe joc? Am 29.
Se poate uita careva pe live să-mi zică și mie cam cât, de când suntem live pe YouTube? Da, frate, de 65 de minute. Cât? 65 de minute. Ok. Nu mai am eu baston. Cine dacă mai folosesc și bastonul? Bă. A, dar scrie baton, eu încerc să scrie baton. Bă, nu, cum trebuie să cum scot armele, că nu avem 4 din greșeală. Să dea hide la baston. Zic, bă, cum scotem 4 din corp? Trebuie să dea hard, cum da gen cu locker, că nu pot să-mi scot armele. Cum scot armele gen? Locker. Mi se pare că e acolo comandă. Pune armele în raft, gata. Nu știu care e comanda pentru... Mercy kill. Pează arme. Oră 5 minute, mulțumesc, Kill, pentru. Pentru asta, pentru Nice Stick. Nu știu care e comanda de Nice Stick. Să dea weapon hide. Nu, mă, dar întrebase volele care e comanda. Bastonul este Nice Stick, parcă, nu-i GHT Stick. Da, dar original se scrie Knight, nu-i T-E. Da, uite, zice slash weapons. Să dai și să verifici cu ID-ul. Aia se pune afeca în mijlocul străzii. Weapons 3, mă, e ID3 armă, mă, dar nu merge. Că tot același lucru, dar dacă dai weapons ai. Îți spamează aceleași 3 ID-uri de la armă. Nu ai nicio armă. Ui tot? Hai că-ți face la PD. A, n-am nicio armă, uitați să-mi iau arme. Păi eu până acum mergeam fără arme. Mergeam fără arme. De acolo shoot-out. Să se dea cu pumnul. Bă, dimineața, bă, nu mă curc în seara asta, că dimineața joacă, luptă Mike Tyson, bă. Bă, băi, trecut de mine, bă. O, mă, că de oricum să mă duc să-mi iau arme, tu conduci. Cum, cum puneam versa, bă? Slash clothing, dar de să-ți iei, să-ți cumperi. Stai să intru la unul. Vă dă-le bag asistență, poți da split la arme. La ce te referi să dai split la arme? La gloanțe, presupun, că nu cred că ai putea să dai la un digger să-l rupi în două. Nu, că nu, mi-e stilă să le pun. Pentru gloanțe. Nu, nu văd rostul. Am lag, chinezul. Poate de la live, nu? Nu știu, nu, like, gen... Nu, că mă uit eu nu. Nu, nu știu de ce fel, zice că nu am văzut de atât timp. Pistol, unde mă, vezi să trafic asta, nu? 550, mă, e. Dar voi cum ați spus de aia verde, ui? Ce? Ai acolo opțiune să schimb culoarea. O să fac roz? Nu, e verde, ultimul verde, deci este tot. Ale verdele, corect. Crystal Park Shootout, hai, vină mișcă mai repede, lasă vesta. Aaaa, te pup. Intră, nu-mi pasă, hai, vino. Marș, mă, că nu o duc. Hai, mă, vino. Ei, atunci mă duc eu. Păi dai, mă, e disară pe live. 27.30, cod 3 către last 9-9-3. Stai și pune-ți aia. Unde-i Crystal? Ah, nevermind. Bine zis, bagă sugestia pe forum și probabil va le lăsa cel mai rapid. În seara asta sau mâine este sugestia ta și o să se rezolve. Da, da. Raconier Crystal Park. Raconier. Dacă Apple faci 2 și scât arde. Te-ai gândit? Nu, că-s buci mulți aici. Oh, sunt morți. M-a fi băgat unul. Au, am făcut accident. M-a băgat vreo butelie. Se zice și cod 6 la Crystal Gardens. Zic ca mimul ăla cu petarde făcute acasă. Tocmai ce s-a tras aici. Bucur, tu poți să bine că ai zis acasă. Aflăm imediat ce se întâmplă. Oh, no. Bă, uite-l mă pe ăla, mă, uite-l mă pe ăla, mă, vede că e blocată toată strada, el se duce pe trotuar, mă, se duce să se ducă încolo.
Păi ăsta e membru Fire Department și el se comportă ca un... Cât iau pe payday, iau undeva la 3K. Mod pe cu de mașini îl găsești la mine, la Cedric, pe canal. Am acolo mod pe cu întreg. Băi, scălitor, era ai profesor, ești prost, era ca mamă. Păi era sau ruce? Mamă, nu, era ceva din asta. Era ce, vezi, imaginați? Mă, nu, era la centru vecin asta, mor eu. Mă, bă, frate, fac vă ăsta să zici că e tunica de două tone. Nimeni. Să zic, bă, tu de-ai zis. Măi, iară vorbesc, mulțumim, Raul, ai grijă de tine. Pune culoarea obiectului. Care, mă, ultimul verde care-i? E jos de tot. Care jos de tot? 243-ul? E un verde așa deschis, nu știu, e... foarte deschis la culoare. Hai, bă, mai pomolus, mă, pis, mă, că mor. Bă, sure, succes. Ok, am făcut și noi blocajul și se pare că s-ar putea cimiștuie sistemul de răbă acolo pentru prima oară în varianta asta. Ce verde asta, zici că e vomitatură. O secundă. Băi, ultimul jos de tot, gen scroll jos de tot. Asta e, nu? Să nu ai lag, să-ți cauți moduri cât mai low quality, ca să nu ai probleme. Ei, hey. Fiți atenți că sunt de la rutieră, fiți atenți. Moduri. Păi poți să cauți moduri low quality pentru fiecare lucru în parte, adică există moduri low quality pentru cam orice lucru de care ai avea nevoie, adică, nu știu, mașini low quality, în caz că ai un calculator care nu este așa de performant, poți să folosești niște mașini low quality. Da, dacă are pe vanilla, adică dacă are fără moduri, lag, are, își bagă degeaba moduri, mă, da, are rost. Deci dacă ai lag și... Gen, fără niciun mod, fără nimic, încearcă să dai, dacă în opțiunile mai jos, dai, oprește zi umbrele, dă să rezoluția puțin mai mică. Da. Adică, chit că tu ai 1920p pe 1060, cât era, 1920 pe 1080, da. Recomandat ar fi să joci mai mic, dacă vezi că ai lag pe vanilla, adică fără niciun mod. Încearcă să dai drawding să susțină mai mic, că n-ai nevoie să-l ții la maxim, că nu te interesează pe tine să vezi până la mama dracului în San Fierro. Ții și tu, nu știu, 2-3 liniuțe, 4. Ai trenat acolo? Nu, s-au împușcat unii și acum fac perimetru. Cum ai sau aici mai uditezi? Am venit. Dar nu zici că m-am dus până jos. Vezi că te poți uita pe live dacă vrei pitbull până termin eu. Adică poziția obiectului, stai. Nu asta. Dar poate că citești comentarii la acum. Da, poți să citești comentarii. Să nu am văzut. Am picat prin harta. Mulțumesc. Am scuzut că ai murit, bă.
A murit. Ai murit? Am murit iar. Ok. Și o arunc în tine. Ai time seek. Îmi caut ceva moduri de texturi fum. Nu, fumul scoate. Încearcă să cauți niște moduri care scoate fumul. Pe mașini îți recomand să nu bagi moduri, decât pe dacă e mult mai low quality de atât. Bine, JD Brooker. Să încerc să dea ceva pe care vorbește puțin mai tare, se aud puțin încet. Să-i dau mai tare. Hai că încerc să-i dau mai tare. Stai așa că vă dau mai tare. N-ai și un alt roleplay. Dar nu că-l găsește. Am intrat deja. Deci un like acolo frumos. Da, băieți, din păcate am cam întâmpinat un mic bug. Îți mulțumesc, Valele, pentru ajutorul acordat. Da. Am intrat fix în anticipat atunci. Dar va trebui să dau reloc, cred. Sau să-mi dai teleport, dacă poți într-o altă... A, da, report, am... Sunt uit ajutor, vă rog. Da, îmi cer scuze. E slash R. Îmi cer scuze, băieți. De ce nu ții în modul gen ăsta pe tot, pe full HD cum ar veni? Gen să adă tot ăsta fără scenarul ăla. Jocul. Pentru că îți consumă și mai puțin din resurse. Da, da, știu că e vina mea. Am zis că m-am buguit, am zis... Sunt buguit, am zis, nu... Știu că este vina mea, m-am blocat printr-un... Trebuie o textură pentru că e de fam, că nu uita. Așa, mersi. Am... Eu zici, cred că trebuie să... Îmi dai kill. Îți dau eu cu cea mai mare pusă de la RSC. Tu ai bani, da. Băi, că tot zic pe live, bă, băieți, vă zic, eu n-am ori, mă, n-am. N-are, n-are. Deci, sunt un mare metagamer. E prost, mă, nu știe să-și bagi moduri. Da, avem o mică mare problemă aici. Ma, tu ești, mă, nu știu ce dracu mări cu viteza aici. S-a rezolvat, un force crash. Gata, ne-am dat force crash. Asta e clare, mă. E să rezolv și cu chat-ul ăsta. Să văd și voi, să vedeți și voi. Bă, 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 am dat slash salut. Deci slash s-a dus să spun așa mâna la cap și ce dracu a făcut cum animația de aia de dub, bă. Ok, o să-mi vedeți parola. Deci vă rog frumos, închideți ochii, ca să vedeți parola. Uite că am făcut poză, am făcut poză, uite că am făcut poză. Ai nici parola. Face dub, bă, face dub. Face dub. Salut, Gil, și noapte bună. Mersi că ai stat pe live. De această comunitate minunată. Bă, să ne cum faci dub, bă. Da, nu este nicio problemă că nu poți să stai pe live. Este totul în regulă. Un like ajută foarte mult. Arată aprecierea voastră față de această comunitate și poate și Valerie să observe dacă chiar se apreciază comunitatea și ceea ce se vede pe ea așa din postura unui jucător normal, care nu e nici tester, nu e nici admin, nu e absolut nimic. Și care doar joacă. Am vrut să scriu în curs, am scris în Instagram, băi, de prost. Încă te trebuie să fac acolo, cred. A, stai, mi se pare că mi-ai trebuit să zanunț, să fac, uite acum. Mă, te trebuie să fac reclamă de la FN. De la FN. Pe vorba, băi. Unde erau alea, băi? În document sau că nu? Document, da. M-a zis pe Andreea, pe aia. Ai de 68. Ah, da, uite, e și exocica acolo. Pe scandal. Ah, da, foarte.
Da. Da. Un număr de licuri. Stai mă, a, pe seama că eu descarc ceva de aia. Stai, stai, încarcă mai bine. Păi, hamster, putere rută. Coi, zici că-i dat ăla din Fortnite. Da, pula, nu face dab, mă, pula. Caută dab, caută dab pe Google, dacă nu. Vreau și mai frumos că este un live pentru copii. Ha? Vorbește frumos că este un live pentru copii. Eu? Da. Îmi pare rău. Bă, pula. Nu să beau apă, bă, pula. Revin. Ia, hai, că nu mai intru cu tine în tură. Hai, că dacă vorbești urât, eu nu fac live-ul ăsta. Mă doare în pula, bă. Revin. Da, îmi cer scuze, dar o să rezolv așa. Chiar îmi pare rău. Nu fac live pe canalul meu, fac live pe canalul comunității și nu pot să permit să se înjure pe live. Sincer. Oh, de parcă nu tot simt. Da. Ok. Păi da, mă băieți, că am ținut live-ul ăsta de peste o oră. Cam asta a fost și live-ul. Mi-a făcut plăcere să fiu live și să ascult întrebările. Dacă o să mai fiu live vreodată pe această comunitate aici pe canal, o să încerc să rezolv și cu chat-ul. Și pe lângă asta să rezolv și cu restul de probleme pe care le mai întâmpinăm. Da, cam asta este live-ul. Am stat de peste o oră pe live și cam atât pe ziua de astăzi. Îi mulțumesc lui Lami pentru că mi-a oferit contul și am reușit să fac live pe canal. Mulțumesc lui Volele pentru care comunitatea în channel roleplay. Mulțumesc tuturor adminilor care au luat parte la acest live, media team-ul și tuturor jucătorilor, în ultimul rând, care s-au uitat la live, au dat like și susțin comunitatea în continuare și au ajutat să aibă peste 100 de player în fiecare seară. Doresc să vă urez o seară bună, aveți grijă de voi și ne auzim într-un alt live, dacă o să mai fie eu, dacă nu o să fie alt tester, admin, cine știe. Și da, cam asta a fost live-ul, o seară bună, ciao, ciao!